Deschidem mâine de Ziua Franței cu un spectacol al Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, Lisistrata, dragostea mea, scris de Matei Vișniec, cel mai important dramaturg româno-francez. Cumva este simbolic. Ca să fim sinceri, nu am căutat acest lucru, dar mi s-a părut o coincidență foarte frumoasă. Faptul că de Ziua Franței deschidem stagiunea estivală cu o piesă a unui dramaturg româno-francez care locuiește în Franța, are dublă cetățenie, un spectacol inspirat de teatru antic din Aristofan, Lisistrata de Aristofan. Continuăm în acest weekend cu un spectacol de la Teatrul Everest de Stat din București, o comedie clasică scrisă de unul din cei mai cunoscuți dramaturgi israelieni, Efraim Kishon, în regia lui Dan Tudor, unul din regizorii cunoscuți pentru comediile foarte bune puse în scenă. Spectacolul are loc în Parcul Arheologic și închidem primul weekend cu un spectacol de la Teatrul Fanny Tardini din Galați. E un spectacol și pentru copii și pentru adulți. Este o adaptare a poveștii lui Ion Creangă, Soacra cu trei nurori, în regia lui Dan Mirea. Spectacolul are loc la scena din Parcul Arheologic.